Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Suntem alături de Dragonite, care stă în pat și doarme. Mai un pic și doarme. O să plec în Danemarca și o să rămână Dragoș aici. Să iei premiul tău. E foarte simplu pentru tine. Dragonite. Da, deci cam asta a fost și cu vacanța asta. Bă, trebuie să fac un episod când ajung acasă. Nu știu dacă o să vă placă mult sau puțin, dar cred că o să vă placă. Desigur, sunt cel mai frumos YouTuber. Pot să filmez o oră și 5 minute, dar eu nu filmez atât, pentru că sunt un băiat mic. Și drumul. Suntem pe drum înspre aeroport. Și Vasile zâmbește. Galați Brăila. Suntem în Brăila. A, n-am ieșit din Galați încă. A, deci mai avem până suntem cu microbuzul și mai avem până la aeroport. Mai este ceva. Îți place cu microbuzul? Beton. E mai bine decât cu Ion Bogin. Da, e bine că ai băut. Totalul. Uitați și voi. Mă plictisesc. Iar zborul nostru este la 6, 7 și mai avem o groază de timp de așteptat vreo 2 sau 3 ore. Și o să mă plictisesc. Uitați și voi ce oglindă mișto e geamul fumuriu. Și Vasile se uită acolo. Uitați. Se uită la mine cum mă privește, cât de frumos, nu? Iar eu mă uit aici în oglindă. Sunt așa de gust. Zborul este plin, avem nevoie de cooperarea dumneavoastră. În compartimentele de deasupra vă rugăm să depozitați doar bagajele voluminoase, iar tot ce este mic, gratuit de mână, sub scaunul din fața dumneavoastră. Vă mulțumim pentru cooperare. Uite și voi ce drăguț. Airplane. Parcă am întârziat cu 3 ore în avionul ăsta, magic, 3 ore întârziat. Și acum ne pregătim de zburat. Am întârziat foarte mult timp și e foarte nașpa lucrul ăsta. O nu ai vechi glove, adică flu. Stai că nu se vede, uite așa. Uite și voi ce frumos plouă afară. S-a focusat camera. Plouăm. S-a lăsat întuneric, auzit luminele și acum am pornit. Uitați și voi ce frumos se vede. Și nu se vede. Oi, uitați ce avion de armată. Hai, mă. Ce avion de armată. Oi, uitați-l. Ce mare. Uitați încă unul aici, uitați ce mare. Voi, ce avion mare, zici că e din GTA 5. Cu ăsta poți să treci cu rachete. Dacă are rachete, nu știu dacă are rachete. Acum accelerează, bagă Need for Speed Underground 2, stai să vedeți. Mamă, ce mare să e. Uite și tu ce mare poți să fie. Gata, acum decolăm. Acum o să accelerăm cu 300 de km la oră. Mamă mie. Apoi mergi de plictisești. Oi, da. Ce mare. De fapt, lungă. Ia uitați acolo un nou avion care stă acolo și încearcă să plece, dar nu pleacă, nu știu de ce. Dacă îi dau mai zoom, se vede mai nașpa. Fără bine, dacă am doi. Viteză. Foi de viteză. Foi de viteză.
Ladies and gentlemen, soon as we reach our cruising altitude, we will start the open service. In the seat pocket in front of you. Este frumos, este acum cât nu sunt nori, pot să filmez. Ia uite ce la pistă de avion, cred, nu știu. Super tare. Uite și voi ce mișto. Și aproape am intrat în nori. Până în nori și pute urât. Vreau să filmez și chestia asta cu uitați și voi ce fără să vedem mult prea. Uitați și voi ce mișto e. Să zboare așa cu un avion. Asta acolo, șmecher și gin de ăla, ăla-i gin. Și-am mâncat sandwich-ul și-am băut apă și a fost super. Și dacă e mai bun apă. Și da. Gata, am ajuns în Billund. Suntem șmecheri de Danemarca. Ajuns și sunt 15 grade. Mi este fric tare. La 15 grade, gândiți-vă. În România sunt vreo 20 sau cam așa și seara și aici. Foarte puțin și mi-e fric tare. Și eu mă duc înapoi. Parcă acolo era mult mai bine. Da, încă mai am modul de avion pe cameră. Nu știu de ce l-am pus. Încă l-am păstrat. Uitați aici căruciorul lui Iulian ți-a lucrat. Cu de-ala merg ei și accelerează. Și fac niște for speed în ground 2. Dar eu aproape am terminat de ajuns aici. Și uitați, sala asta închisă aici. Super tare. Și eu mai am puțin ce ajung acasă și după aia o să fiu fericit pentru că am ajuns acasă la mine, în Danemarca și acolo în Danemarca e foarte bine și e frig și o să fac baie și o să îl vedeți pe Lucas. Prieteni, am ajuns acasă, suntem acasă la noi, la mine, suntem acasă în Danemarca și suntem obosiți. Ceasul e 12:30 și
îs fucking obosit, îs derutat, îs amestecat, îs de toate. Dar am ajuns aici acasă. Cum vedeți, mi-am pus astea pe masă, sunt gata de editat. O să-mi pun și PlayStation 3 și toate chestiile. Și o să mă apuc de YouTube și mâine am treabă. Trebuie să vorbesc cu cineva, să mă văd cu cineva, să fac chestii. Și melodia asta mă unge pe suflet pentru că mă face să mă gândesc la ceva. Acum o să mă culc și o să mai vloghez în altă dată, adică în altă dată, în altă zi. Nici haine n-am, hainele nu mi-au venit, o să-mi vină sâmbătă, că mi le-am trimis cu altceva, altă mașină. Și na, știți voi treaba, Mitii nu l-am găsit până acum, Mitii nu știu unde naiba a plecat. Afară aici nu-i. Și nu știu unde Mitii, dar cam atât cu acest vlog. Nu uitați să dați un pumn butonului de like și ne revedem data viitoare. Peace out, motherfuckers!